Bine v-am regăsit la Mecanică. În cursul de azi vă voi vorbi despre impuls și despre un fenomen pe care nu l-am putea înțelege cum trebuie dacă n-am cunoaște impulsul, și anume ciocnirile mecanice. Impulsul, așa cum am mai arătat în cursul de mecanică și cu altă ocazie, se definește ca fiind produsul dintre masa unui corp și viteza corpului respectiv. Deci, impulsul, notat cu litera P, este masa înmulțită cu viteza. Pentru că viteza este o mărime vectorială și pentru că atunci când înmulțesc un vector cu un scalar obțin un vector, impulsul este și el o mărime vectorială. Mai mult decât atât, deoarece masa este întotdeauna pozitivă, înseamnă că impulsul va avea întotdeauna același sens și aceeași direcție cu viteza, așa cum vedeți în acest desen. Cu alte cuvinte, impulsul va fi tangent la traiectorie atunci când avem o traiectorie curbilinie. Unitatea de măsură în sistemul internațional va fi unitatea de măsură pentru masă, adică kilogramul, înmulțită cu unitatea de măsură pentru viteză, adică metru pe secundă. Sau se mai folosește produsul newton ori secundă, care este același lucru, pentru că newtonul este kilogram ori metru pe secundă la pătrat, și dacă îl înlocuiesc aici, se simplifică secunda și rămâne kilogram ori metru pe secundă. E bine să știm că Newton a numit impulsul cantitate de mișcare. E o denumire foarte bună, foarte sugestivă, pentru că efectele pe care le produce un corp în mișcare depind atât de masa lui, cât și de viteza lui. Deci, într-un fel, într-adevăr, impulsul măsoară cantitatea de mișcare. În cursul Principiile dinamicii, al cărui link îl găsiți în descriere, am vorbit despre teorema variației impulsului, care spune că variația impulsului unui punct material este egală cu produsul dintre forța care acționează asupra punctului material și timpul cât acționează forța respectivă, sigur asta în cazul în care forța este constantă. Avem deci variația impulsului, delta P, este egală cu produsul dintre forță și durata acțiunii forței. Și ceea ce vedeți acolo se numește teorema variației impulsului. De fapt, de aici vine și unitatea de măsură pentru impuls, newton ori secundă, forță înmulțită cu timp. Ca să recapitulăm tot ce trebuie, mai trebuie să vă amintesc că una dintre cele mai importante legi de conservare din fizică este conservarea impulsului. Și legea conservării impulsului unui punct material spune că dacă asupra unui punct material nu acționează forțe, atunci impulsul punctului material respectiv se conservă. Să notăm aceste lucruri ca să putem merge mai departe. Să vedem acum teoremele impulsului pentru un sistem de puncte materiale. Dacă avem un sistem, asupra particulelor din sistemul respectiv pot acționa două tipuri de forțe. Forțe interne și forțe externe. Forțele interne sunt interacțiunile
dintre particulele sistemului, deci interacțiunile dintre ele, în timp ce forțele externe sunt interacțiuni între particulele sistemului și corpuri din afara sistemului. De pildă, dacă un sistem este alcătuit din două puncte materiale, ca să păstrăm lucrurile simple deocamdată, avem două puncte materiale, atunci putem avea forțele interne F1-2 și F2-1, F1-2 fiind forța cu care corpul 1 acționează asupra corpului 2, F2-1 fiind forța cu care corpul 2 acționează asupra corpului 1, dar putem avea și forțe externe, F1 respectiv F2. Sunt interacțiuni între cele două puncte materiale din sistem și corpuri din afara sistemului. Forța F1-2 și cu forța F2-1 sunt de fapt acțiune și reacțiune, pentru că reprezintă interacțiunea dintre cele două puncte materiale ale sistemului și asta înseamnă că sunt egale și de sens contrar, lucru care se vede și pe desen. Și asta mai înseamnă că rezultanta lor este zero. Teorema variației impulsului pentru sistemul de două puncte materiale ar fi variația impulsului delta P ar fi egală cu suma tuturor forțelor care acționează, adică F1-2 plus F2-1 plus F1 plus F2 ori delta T. Dar, așa cum am spus, rezultanta forțelor F1-2 și F2-1 este 0. Și atunci obținem că variația impulsului sistemului este egală cu F1 plus F2, adică suma forțelor externe, înmulțit cu delta T. Iar F1 plus F2 au o rezultantă, să o numim rezultanta forțelor externe, și atunci variația impulsului va fi rezultanta forțelor externe înmulțită cu delta T. Și aceasta este teorema variației impulsului pentru un sistem de puncte materiale și dacă e valabilă pentru un sistem de două puncte materiale, atunci e valabilă și pentru un sistem de N puncte materiale în general. Ceea ce e important de reținut este că forțele interne nu pot să schimbe impulsul unui sistem. Pot să distribuie altfel impulsul între particulele sistemului, pentru că să nu uităm că P, impulsul sistemului, este M1V1 plus M2V2. Este suma impulsurilor punctelor materiale din sistem. Deci forțele interne, în cazul nostru F1-2 și F2-1, pot să redistribuie impulsul în interiorul sistemului, dar nu pot să modifice impulsul întregului sistem. Să vorbim acum despre o noțiune foarte importantă atunci când discutăm despre sisteme de puncte materiale, și anume centrul de masă. Centrul de masă al unui sistem de puncte materiale se referă la acel punct în care putem aplica o forță întregului sistem, astfel încât aceasta să producă doar o accelerație lineară a sistemului, fără să producă o mișcare de rotație. Puteți să vedeți acest lucru în scurtul clip care urmează. Voi arăta la cursurile aplicative de ce. Acum doar voi spune că centrul de masă al acestei mături se găsește practic în centrul ei de greutate. Așa că pot să-l găsesc căutând acel punct unde pot să sprijin mătura în așa fel încât să fie în echilibru. Centrul ei de masă este acum deasupra degetului meu, undeva în interiorul cozii măturii, deasupra degetului meu. Ei, dacă acționez cu o forță asupra centrului de masă, priviți, voi face acum acest lucru, mătura se pune în mișcare de translație, nu capătă și o mișcare de rotație. Vă rog să priviți încă o dată.
dacă acționez asupra măturii în alt punct, nu în centrul ei de masă cu o forță, atunci capătă și o mișcare de rotație. Vă rog să priviți. La fel, dacă acționez în cealaltă parte a centrului de masă, capătă o mișcare de rotație. Singurul punct unde pot acționa cu o forță în așa fel încât mătura să se miște fără să se rotească, să efectueze doar o mișcare de translație, este centrul ei de masă. Să ne gândim acum la același sistem simplu, alcătuit din doar două puncte materiale. Dacă cele două puncte materiale au mase egale, adică M1 egal cu M2 egal cu M, atunci, evident, centrul de masă se va găsi la jumătatea distanței dintre ele pe segmentul care le unește. Dacă masele M1 și M2 nu sunt egale, M1 este diferit de M2, atunci distanțele de la punctele materiale până la centrul de masă vor fi invers proporționale cu masele celor două puncte materiale. Adică avem proporția M1 pe M2 este D2 pe D1 și așa cum ați văzut pe desene, D1 și D2 sunt distanțele de la cele două puncte materiale până la centrul de masă. Folosind faptul că masa M1 plus M2, suma maselor M1 plus M2 este M, masa întregului sistem, și că D1 plus D2 este D, adică este distanța dintre cele două puncte materiale, și folosind de asemenea proprietățile proporțiilor, se poate arăta că distanțele D1 și D2 se pot calcula cu următoarele relații. D1 este M2 supra M1 plus M2 ori D, iar D2 este M1 supra M1 plus M2 ori D. Deci avem două relații pentru acest caz simplu ca să calculăm poziția centrului de masă. Să găsim acum o relație care să ne permită să calculăm vectorul de poziție al centrului de masă, așa cum vedeți în desen. Atunci când cunoaștem vectorii de poziție ai celor două puncte materiale, notați pe desen cu R1 respectiv R2, și bineînțeles masele celor două puncte materiale, M1 și M2. Pentru asta să atribuim un sens și o direcție distanțelor de 1 și D, așa cum vedeți în acest desen. D1 și D sunt acum vectori care au aceeași direcție și același sens. Și conform regulilor de adunare a vectorilor, avem vectorul R1 plus vectorul D1 este egal cu vectorul de poziție al centrului de masă, așa cum puteți urmări pe desen. Dar noi știm deja că D1 este M2 supra M1 plus M2 ori D. Și pentru că D1 și D2 sunt acum vectorii care au același sens și aceeași direcție, putem scrie această relație vectorială. Și atunci avem R1 plus M2 supra M1 plus M2 ori D trebuie să fie egal cu vectorul de poziție al centrului de masă. Dar D este, conform regulii de scădere a vectorilor, regula triunghiului, este, puteți vedea pe desen, R2 minus R1. Și avem atunci relația R1 plus M2 supra M1 plus M2 pe lângă R2 minus R1 este egal cu vectorul de poziție al centrului de masă.
Dacă desfacem paranteza și reducem termenii, atunci găsim următoarea expresie pentru vectorul de poziție al centrului de masă. R al centrului de masă va fi egal cu M1R1 plus M2R2 supra M1 plus M2. Această relație vectorială poate fi, bineînțeles, proiectată pe cele trei axe și obținem trei relații scalare, una care ne permite să calculăm coordonata X a centrului de masă, una care ne permite să calculăm coordonata Y a centrului de masă și una care ne permite să calculăm coordonata Z a centrului de masă. În acest desen puteți vedea de pildă că avem nevoie de doar două coordonate, X și Y, și avem coordonatele X1 și X2 pentru cele două puncte materiale și Y1 și Y2 pentru axa Y. Și această relație se scrie pentru coordonata X. Coordonata X a centrului de masă va fi X1 înmulțit cu M1 plus X2 înmulțit cu M2 supra M1 plus M2. O ecuație similară se poate scrie pentru coordonata Y și, în cazul general, și pentru coordonata Z. Să notăm toate aceste lucruri. De masă are două proprietăți foarte, foarte importante pe care le voi arăta în cele ce urmează. Întâi să vedem viteza centrului de masă, să calculăm viteza centrului de masă. Am văzut că există o relație care ne permite să calculăm vectorul de poziție al centrului de masă atunci când cunoaștem vectorii de poziție ai particulelor sistemului și masele particulelor sistemului. În relația respectivă, dacă notăm masa întregului sistem cu M, atunci avem următoarea formă a relației. M înmulțit cu vectorul de poziție al centrului de masă este egal cu M1 ori R1 plus M2 ori R2. M1 și M2 fiind masele celor două particule din sistem și R1 și R2 fiind vectorii de poziție ai celor două particule. Pentru că atât particulele din sistem cât și sistemul sunt probabil în mișcare, în general sunt în mișcare, înseamnă că peste câtva timp vectorii de poziție vor fi alții. Și atunci vom avea relația M ori R' al centrului de masă, vectorul de poziție acum al centrului de masă, este egal cu M1 ori R1', vectorul de poziție al primului punct material după ce a trecut timpul delta t, plus M2 ori R2'. Și dacă scădem din a doua relație, prima relație, o să avem M pe lângă R' a centrului de masă minus R a centrului de masă, adică delta R pentru centrul de masă, este egal cu, aici la fel vom avea variația vectorului de poziție, deci va fi M1 ori delta R1 plus M2 ori delta R2.
Și dacă împart acum la delta t, la timpul care a trecut din momentul în care vectorul de poziție al centrului de masă era r și până când a devenit r', atunci voi avea relația m, delta r pe delta t este viteza. Și aici voi avea viteza centrului de masă egal cu, aici voi avea delta r1 supra delta t, adică viteza particulei 1, m1 ori v1, plus m2 ori v2. În dreapta semnului egal am suma impulsurilor particulelor din sistem. Ceea ce înseamnă că, de fapt, am impulsul total al sistemului. Și înseamnă că produsul dintre masa întregului sistem și viteza centrului de masă este, de fapt, impulsul întregului sistem. Și atunci putem scrie P este egal cu P1 plus P2. Iar proprietatea remarcabilă despre care vă vorbeam este tocmai aceasta, și anume că impulsul total al unui sistem de puncte materiale se poate calcula înmulțind masa totală a sistemului cu viteza centrului de masă al sistemului. Acum să calculăm accelerația centrului de masă. Așa cum am văzut, masa sistemului de puncte materiale înmulțită cu viteza centrului de masă este impulsul total al sistemului de puncte materiale. Dacă viteza se schimbă, atunci după câtva timp voi avea masa înmulțită cu v' a centrului de masă și impulsul a devenit p', impulsul întregului sistem. Să scădem din a doua ecuație prima ecuație și atunci voi avea m ori delta v a centrului de masă, v' minus v, adică delta v, este egal cu p' minus p, adică delta p. Și acum să împărțim această relație la delta t. M ori delta v a centrului de masă supra delta t este egal cu delta p supra delta t. Dar variația vitezei împărțită la durata variației este accelerația. Și atunci putem scrie că masa sistemului ori accelerația centrului de masă este delta p supra delta t. Dar știm deja teorema variației impulsului unui sistem de puncte materiale, care ne spune că delta P pe delta T este rezultanta forțelor externe. Și atunci, dacă ținem seama de acest lucru, masa ori accelerația centrului de masă este rezultanta forțelor externe. O altă proprietate foarte, foarte importantă a centrului de masă, că rezultanta forțelor externe este egală cu masa sistemului înmulțită cu accelerația centrului de masă. Aceste două proprietăți ale centrului de masă, legate de viteza lui, respectiv de accelerația lui, ne arată că uneori putem considera un sistem de puncte materiale ca un singur corp, care are viteza egală cu viteza centrului de masă și accelerația egală cu accelerația centrului de masă. Iar masa corpului respectiv este suma tuturor maselor particulelor din sistem. Să notăm aceste lucruri.
În partea a doua a acestui curs despre impuls, vom discuta despre poate cea mai importantă aplicație a impulsului, și anume despre fenomenul de ciocniri mecanice. La revedere!